au ascuns noutatea de ochii lumii pentru că fericirea iubește liniștea. În premieră facem anunțul. În curând, interpreta Ionela Coval va aduce pe lume un bebeluș. Chiar în momentul acesta simt cum subițe și un fenomen pe care îl face destul de des, cel puțin dimineața și seara înainte de culcare sau înainte de trezire, este primul lucru pe care îl face și pot să zic că e un moment în care mă trezesc și eu și se trezește și instinctul de mamă. Să aduc pe lume un bebeluș, nu știu dacă sunt pregătit cel puțin moral, dar ca și creștere, am acumulat experiență datorită surioarei mele. Vestea i-a lăsat fără comentarii pe părinți. Aveau să realizeze că vor deveni bunici câteva ore mai târziu. Mirela Coval, mama Ionelei, acum 6 ani a devenit mamă la puterea a doua. Iasmina a venit pe lume la 15 ani diferență de Ionela. Mama doar de bine poate să o învețe. Fetele, ca două prietene, își împărtășesc sfaturile practice. Bebelușul trebuie răsfățat și îngrijit, așa că trusa pentru maternitate de la Uriaș a fost atât preferata mamei când a adus-o pe lume pe Iasmina, cât și pentru Ionela, care a știut în ce produse poate avea toată încrederea. Am găsit linia Uriaș. Am descoperit-o anume fiind însărcinată încă cu mica, am descoperit în primul și în primul rând această apă termală. Deseori când merg la mare, e foarte, 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 foarte tare mart. Și întâmplător, mergând într-o vacanță, zic că intră într-o farmacie să-mi cumpăr ceva anti-iritare. Și farmacista de la Felice îmi recomandă să iau un Uriaș, o apă termală. Prima dată am fost cam sceptică, știți, o apă, ce poate să-ți fac o apă? Și luând-o cu mine și chiar din prima zi roșu, caracu și iritații, am început să o folosesc. Pur și simplu pulverizam peste tot unde, deci mergeam așa, mergeam pe zonele iritate și am văzut că roșața dispărea. Până dimineața deja mă trezeam fără roșață, fără nimic. Este o apă care face minuni, real face minuni. Și atunci, venind, întorcându-mă acasă, am început să caut produsele Uriaș. Produsele din gama Uriaș sunt testate dermatologic, nu conțin sulfați, parabeni, adică sunt anume create pentru copii noi născuți, chiar din prima zi de naștere, însă pot fi folosite și pentru maturi. Sunt produse create pe bază de apă termală, care este extrasă din inima Alpilor francezi. Exact, gata, uite, eu îmi folosesc gama Uriaș pentru că acolo am descoperit o loțiune pentru spălare, o cremă lavante care, nu știu, este incomparabilă cu oricare alt produs. Până și în prezent noi ne spălăm cu crema aia. Personal, mai eu încerc și eu, dar ea m-a zis, mama, aceea e a mea. Ok, ea nu irită pielea, nu conține parabeni. Este non-toxic, e pe bază de apă termală. La masaj, iarăși apelam la linia Uriaș, foloseam un lăptic, care era atât de fin și atât de bine hidratat pielea,
cât nu erau nici roșață, nici nimic. Uriaș Baby, leptișor hidratant pentru copii, la fel este conceput pe bază de apă termală. Are efect calmant. Această loțiune ușoară lasă pielea bebelușului curată, fină și cu o senzație de confort. Am mai luat crema de duș și lăptișorul pentru hidratarea corpului bebelușilor. Da, la masaj, cum spunea mămica mea, sunt produsele cu care a crescut surora mea și în continuare se folosește de ele și după experiența ei, cred că o să-mi prindă foarte, foarte bine. Și aflând că Oana este însărcinată și va urma să aibă un bebeluș, deja când am început să pregătim tot pentru maternitate, pentru venirea bebelușului pe lume, am lăsat acesta în ultimele săptămâni, am luat-o cu mine bine, mersi, la farmacie și i-am spus, uite, draga mea, tu trebuie să folosești asta, apa termală, în orice situație când tu ai nevoie. Dar ea știe, apa termală e cunoscută pentru că o folosești de mult, dar i-am explicat la ce ajută apa termală pentru bebeluș. Anume când lăcrimează ochișorii sau e o iritație. Deja când e ceva mai profund, sunt niște picături, niște spray-uri nazale pentru spălare mai aprofundată, iarăși de la Uriaș. Neapărat puneți în trusă și spray-ul anti-iritații Cupru-Zinc, care calmează iritațiile, diminuează înmulțirea bacteriilor, regenerează epiderma, se pulverizează de 2-3 ori pe zi pe pielea curată și uscată și se lasă să acționeze. Toată familia interpretei abia așteaptă nașterea micuțului. Deja totul este pregătit pentru venirea lui Tălume, iar numele va fi anunțat doar după ce va avea loc marea întâlnire. În luna mai o să apară bebelușul, deja data și o va alege el singur când va fi pregătit și să avem 100% bărbat. Înseamnă bărbat puternic, lider și stăpân pe propriile sale puteri.